Bună ziua! Bine ați venit la noi, bine ați venit la sărbătoarea noastră, la aniversarea 60 de ani, de când funcționează Muzeul de Istorie Roman. El a fost înființat la 1 septembrie 1957 de doctorul Vasile Usachi. La câteva luni după înființarea muzeului din Bacău, înființat la 1 aprilie, de altfel între cele două muzee a existat o legătură, o prietenie întotdeauna și chiar între specialiști se vorbea că sunt prieteni cele două muzee, fratele mai mic și fratele mai mare, Muzeul de Istorie Roman. Ne bucurăm că ați răspuns invitației noastre. Mulțumim romașcanilor și mulțumim domnului primar al municipiului Roman, domnul Sorinul Biu-Bicu. Mulțumim de asemenea domnului director al Muzeului Brăjei, domnul Ionel Pendea. Mulțumim domnului director al Complexului Muzeal Județean Neamț, domnul Dorin Nicola, pentru că ne onorează astăzi și sunt alături de noi. De asemenea, mulțumim invitaților și colegilor din afara Romanului, de la Iași, de la Bârlad, de la Bacău, de la Vaslui, care au răspuns invitației noastre și au venit alături de noi. În deschiderea vernisajului expoziției Muzeul de Istorie Roma 60 de ani, șantierea ecologice în obiecte și imagini, aș dori să dau cuvântul domnului primar al municipiului Roman să ne spună cuvântul de sală. Bună ziua tuturor! Vă mulțumesc în primul rând pentru invitație. În al doilea rând aș vrea să salut oaspeții dumneavoastră care ne-au făcut onoarea să fie alături de noi astăzi. La sărbătorirea, așa cum spunea și dumneavoastră, 60 de ani de istorie a Muzeului de Istorie. Mă bucură faptul că ați reușit prin manifestările pe care le-ați generat de-a lungul timpului să mențineți viu interesul romașcanilor față de istorie. E până la urmă obiectivul principal al unui astfel de așezământ. Mă onorează să fiu astăzi alături de dumneavoastră în calitatea mea oficială de primar al municipiului Roman la această sărbătorire a unei cifre rotunde. E până la urmă și acesta un moment de istorie în viața comunității noastre. Eu vreau să vă doresc în primul rând tuturor colegilor dumneavoastră care activează în cadrul acestui Muzeu de Istorie multă sănătate, multă putere de muncă, să ne revedem cu bine și la alte evenimente pe care urmează să le desfășurați în cadrul acestui muzeu și, bineînțeles, să sărbătorim și în viitor astfel de momente importante. Vă mulțumesc încă o dată pentru invitație și vă doresc la mulți ani de istorie. Vă mulțumesc! Mulțumim, domnul primar, și în continuare dăm cuvântul domnului director al Doamnelor și domnilor, stimați invitați, dați-mi voie ca în numele conducerii Complexului Muzeal Județean Neamț să vă adresez și eu bine ați venit călduros la Roman. Este o plăcere pentru noi să fim alături de colegii noștri, cu atât mai mult cu cât acum 10 ani, tot în această sală, am sărbătorit 50 de ani de existență a Muzeului din Roman. Cu atât mai mult vă adresez și gândurile de apreciere venite din partea Consiliului Județean Neamț, coordonatorul principal de credite al Complexului Muzeal Județean Neamț, față de care și Muzeul din Roman este subordonat, atât președintele Consiliului Județean, cât și vicepreședintele Consiliului Județean responsabil de cultură, au fost alături de dumneavoastră. În schimb, astăzi, fiind 13 septembrie, după cum știți, în toată țara se organizează manifestări care sărbătoresc Ziua Pompierilor, legate de evenimentul de la Dealul Spirii. Și, cu atât mai mult, pe data de 11 septembrie a început școala și există încă probleme administrative legate de desfășurarea în bune condiții a anului școlar, ceea ce i-a împiedicat, din punct de vedere obiectiv, pe reprezentanții Consiliului Județean să fie prezenți la această manifestare. Totuși, așa cum am mai spus, gândurile lor se îndreaptă către dumneavoastră, vă adresează urări de bine și succes pentru manifestările pe care le veți derula în continuare.
și ne dau acea încredere că pe viitor, la Muzeul de Istorie din Roma, ni se vor întâmpla lucruri frumoase. Așa cum spunea și colegul meu, doctorul George Vinceanu, acest muzeu are o istorie îndelungată, care pornește, așa cum titlul său, doctorul Vasile Usachi menționa în una dintre cărțile sale Suflet, totul a pornit de la o valiză. O valiză în care dânsul aduna faimele acolo. După cum știți, în 1934, la Piatra Neamț, Părintele Constantin Matasă a întemeiat primul muzeu arheologic din Moldova. Era Muzeul Arheologic Regional, în care, datorită acribiei, atenției și râvnei cu care părintele a studiat județul Neamț și a adunat urmele ale trecutului, au făcut ca la Piatra Neamț să poată să apară în Casa Națională Regina Maria prima expoziție cu obiecte arheologice din trecut. La început erau doar două vitrine. În 1947, în momentul în care statul a primit tot ceea ce a strâns Părintele Constantin Matasă și a realizat din acest patrimoniu, un patrimoniu de stat, părintelui i s-au adăugat un desenator, un fotograf, o femeie de serviciu și un contabil, astfel încât activitatea pe care o desfășura să poată să aibă baze legale. Iată că 10 ani mai târziu, în 1957, la Roman, datorită râvnei pe care arheologul Vasile Usachi a arătat-o față de trecut, a fost posibilă apariția Muzeului de Istorie Roman. Familia Usachi, doctorul Usachi, alături de doamna Miodora Usachi, s-au îndreptat nu numai spre istorie, ci și către artă. Și așa cum și la Piatra Neamț, încetul cu încetul, a apărut Muzeul de Etnografie, Muzeul de Artă, Casa Memorială Calistrat Cocaș, și la Roman au început încetul cu încetul să apară și celelalte muzee pe care le știți astăzi, Muzeul de Științele Naturii, Muzeul de Artă. Clădirea în care ne aflăm a fost și aceasta o clădire cu trecut îndelungat. A fost o casă locuită de un particular, iar Casa Nevruții, casa de peste drum, acolo unde se află expoziția permanentă, a fost cea care, începând în 1923, a avut o existență tumultoasă, ca să zicem așa, pentru că, deși s-a dorit organizarea unui muzeu în acea locuință, în acel imobil, nu existau bazele legale pentru preluarea acestui imobil. Până în 1970 au existat tot felul de tergiverse și de-abia în 1988 acea clădire a fost retrocedată către autoritățile locale cu destinația de muzeu. Drumul a fost lung pentru că de-abia în 1995, în clădirea de față, a avut loc organizarea primei expoziții permanente de la Roman, iar în anul 2007, în momentul în care ne-am pregătit pentru aniversarea 50 de ani de existență a Muzeului de la Roman, a fost reorganizată pe baze noi, moderne, expoziția permanentă de la muzeu. Atunci am avut la fel aproape 60 de invitați, profesori, doctori, academicieni, oameni de suflet apropiați doctorului Vasile Usachi și cu acel prilej, așa ca și astăzi, profesorul Vasile Usachi a strâns într-o carte toate gândurile frumoase, toate amintirile sale și parte dintre fotografiile pe care dumneavoastră le vedeți aici. Muzeul de Istorie Roman este organizat ca mai toate muzeele de istorie din țară, pe toate palierele istorice, pornind de la preistorie, de la paleolitic, urmând cu antichitatea, cu evul mediu, cu perioada modernă și contemporană, iar cele 15 săli s-au primenit în timp cu fel de fel de tezaure și bunuri deosebite. Așa după cum știți, în momentul în care Muzeul de Istorie din Roman a fost demisat în 1995, doctorul Vasile Usachi a primit premiul Academiei Române pentru expoziția permanentă cu așezarea dacică de la Prag, întrucât, după cum știți, acea cameră, acea așezare, este organizată exact cum arată săpătura arheologică, deci pe straturile arheologice, iar piesele din expoziție sunt puse exact în locul stratigrafic în care au fost descoperite de către domnul doctor Vasile Usachi. Celelalte camere prezintă evoluția orașului Roman, precum și evoluția istorică a județului Neamț, a părții în care se include și municipiul actual Roman, iar expozițiile care au urmat aceste manifestări au adus din ce în ce mai mult aplomb și din ce în ce mai multă recunoaștere față de cercetările desfășurate de către arheologii din Muzeul de Istorie Roman. În anul 2008, tezaurul de la Prag a participat în prima, cea mai mare expoziție neo-neolitică din România, atunci când 34 de muzei din țară au participat la expoziția de la Olten și
a fost itinerat după aceea în Statele Unite ale Americii, la Londra, la British Museum și în cele din urmă, în 2010-2011, la Muzeul de Artă Cicladică din Atena. Cercetările nu se rezumă doar la fotografiile pe care dumneavoastră le vedeți pe simezele acestei expoziții. De-a lungul anului, majoritatea bunurilor de tezaur din Muzeul de Istorie Roman au fost clasate în patrimoniu național, în categoriile tezaur și fond, au participat la expoziții interne, la expoziții naționale, iar la standul muzeului puteți găsi monografii, lucrări științifice, în care toată această activitate depusă de către profesor Vasile Usachi, de către domnul Câlceanu, de către Adrian Ciobanu, de către ceilalți colegi din cadrul Muzeului de Istorie Roman, au adus din ce în ce mai multă recunoaștere față de acest muzeu. Este datoria noastră să-i felicităm pentru această datorie, pentru râvna cu care merg în continuare și studiază trecutul orașului Roman, trecutul județului Neamț, și să-i asigurăm că Complexul Muzeal Județean Neamț va fi alături de ei la manifestările pe care le organizează. Vă doresc la mulți ani și vă mulțumesc pentru invitație. O să vă și noi, domnului directorul Complexului Muzeul Județean Neamț, dr. Nicola, pentru cuvintele frumoase, pentru preambulul, practic, pentru expoziția, pentru mesajul expoziției care va urma și pentru sprijinul dumneavoastră în tot ceea ce a însemnat nu doar expoziția temporară de aici, dar și pentru celelalte activități pe care le organizăm. Avem onoarea de a avea alături de noi astăzi și pe domnul director al Muzeului Prăilei Carol I, dr. Ionel Cândea, membru corespondent al Academiei Române, căruia îi mulțumim că ne-a trecut în programul dumneavoastră pentru că este destul de încărcat și a putut veni astăzi alături de noi. Vă rugăm, cuvântul dumneavoastră de vizită. Domnule primar, domnilor colegi, doamnelor, domnișoarelor, domnilor onorată asistență, Nicolae Iorga a scris cândva un lucru pe care trebuie să ne amintim mereu noi istoricii. A spus, istoricul e ca un bătrân pentru neam, el trebuie să vorbească chiar atunci când ai săi nu-l întreabă. Nu vrem să ne aflăm mereu în treabă și nu vrem să ne aflăm mereu între cei care trebuie să vorbească. Dar e un moment în evoluția noastră culturală, în evoluția noastră ca neam, ca popor, ca nație așezată acolo unde știm că suntem așezați, unde românii sunt așezați, în care istoricul, cred, și istoricii, cred, pe tot cuprinsul României ar trebui să vorbească mai des. E un moment festiv astăzi la Roma. În numele Comisiei Naționale de Muzei și Colecții, din care fac parte și sunt vicepreședinte, alături de colegul director de la Piatra Neamț, vă adresez un salut călduros, un salut pe care îl meritați din plin pentru strădania cu care aici s-a muncit la Roman în edificarea unui muzeu cu adevărat de istorie și, așa cum am auzit și cum știm, și a unor alte, să le spunem, laturi ale muzeisticii românești pentru secția de artă sau pentru secția de științele naturii. Vreau să vă mai spun că în Moldova și aici, la Roman, Bacău, până sus, la Suceava, am avut și avem mereu prieteni noi cei de la Dunărea de Jos. Mi-amintesc și am amintit lucrul acesta și acum câteva vreme când am venit și l-am sărbătorit pe domnul Vasile Ursache, un prieten al nostru. Faptul că în anii 70 la început, chiar în 1977, ce să ne spunem, la 4 martie s-a întâmplat expoziția aceea cu Daci pe Siret, care a prins la Brăila cu tremurul din seara lui 4 martie. Nu s-a întâmplat nimic, mă rog, să spunem, special cu piesele și, din fericire, totul a rămas în normalitate în ceea ce privește patrimoniul. A sudat și mai mult această, să spunem, expoziție, de care eu mi-amintesc ca tânăr muzeograf, aveam doar 2 ani de muzeografie, fiindcă am venit la Muzeul Brăilei Carol I de astăzi, în 1975. Dar vreau să vă spun că de atunci personalități precum Vasile Ursache, Viorel Capitanu, mulți alții, de la Iași, de asemenea, domnul Dan Gheteodor și așa mai departe, au
realizat pentru muzeologia românească. Unii din ei, nu din perspectiva muzeului, ci a unor institute ale Academiei, o serie întreagă de lucrări și de direcții în ceea ce ne privește, de care astăzi trebuie să ținem seama și pentru care cred că trebuie să le mulțumim. Mai vreau să spun un lucru, și anume că dacă veți continua să lucrați așa, și iată cea de-a doua parte a manifestării de astăzi stă mărturie în această direcție, cred că, în ciuda dimensiunilor, să le spunem, reduse ale unor spații de muzeu pe care le avem, aveți șansa și veți fi mereu în atenția muzeografiei românești. Mai vreau să amintesc aici un nume care cu prisosință merită pomenit, și anume este vorba de cel care, din păcate, a plecat mult prea devreme dintre noi, în 1991, nu? Și a lăsat în urma lui un mare gol în ceea ce privește muzeologia românească. Numele său este purtat de Muzeul Județean din Bacău, este vorba de Iulian Antonescu, și vreau să vă spun că am îndrăznit, deși noi, cei de la Brăila, nu aveam o directă legătură cu, știu eu, spațiul sau de lucru predilect al profesorului Iulian Antonescu, am îndrăznit să batem o medalie cu 25 de ani de posteritate pentru Iulian Antonescu. Am trecut, s-au împlinit în 2016, 25 de ani de când a plecat dintre noi, și care, încă o dată, a făcut lucruri extraordinare pentru muzeologia românească, pentru muzeografia românească. Noi am scris pe acea medalie lui Iulian Antonescu Brăilenii Recunoscători, Muzeul Brăilei Caute Recunoscător, pentru că în 1985 ne-a dat o mână de ajutor extraordinară în edificarea și în deschiderea secției de bază, a expoziției de bază, etc., a Muzeului din Brăila. Încă o dată, cu toată bucuria și oricând vom fi invitați, și mulțumesc pentru această invitație acum, astăzi, aici, vom fi la Roman, la Bacău, la Suceava, la Iași sau oriunde în altă parte, în Moldova. Zăresc aici și Bârladul și așa mai departe, pentru că dacă noi, între noi, muzeele, dacă muzeele între ele nu vor reuși să mențină, trează interesul pentru istoria națională, așa cum se observă în ceea ce privește învățământul pe capitolul istorie și așa mai departe, sunt lucruri care cu greu vor mai putea fi renodate, reînnoite și pornite din nou pe calea cea bună. Vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc succes în continuare. Mulțumim, domnului director. Mulțumim, domnului director, cuvintele frumoase, pentru evocările pe care le-a făcut. Și probabil mulți dintre dumneavoastră se întreabă unde este doctorul Vasile Ursache. Toți l-am amintit aici. În primul rând, dumnealui a înființat acest muzeu. Din păcate, și-ar fi dorit foarte mult să fie alături de noi, nu numai el, ci și doamna Minodora Ursache, cea care a dat viață muzeului de artă. Dar ei sunt plecați, sunt în Statele Unite. Noi am rezervat două scaune pentru dumnealor, sunt prezenți cu gândul aici, alături de noi. Și totodată, cu permisiunea dumneavoastră, am să dau citire unui cuvânt trimis prin mail, prin care doresc să-și exprime gândurile legate de această zi omagială, 60 de ani, pentru Muzeul de Istorie Română. Onorată asistență! Ne pare foarte rău că astăzi nu putem fi prezenți la acest minunat eveniment, când Muzeul de Istorie și Muzeul de Artă, îmbrăcate în haine de sărbătoare, își poartă cu mândrie prestigiu în peisajul cultural al Romanului. Fizic nu suntem prezenți, dar inimile noastre sunt alături de ale dumneavoastră, trăind cu emoție, retrospectiv, tot ce am realizat din anul 1957, când am pășit pentru prima dată în aceste locuri primitoare, cu oameni buni și respectuoși, dar sărace în ceea ce intenționam să înfăptuim. La început nu a fost deloc ușor. Ne-am confruntat cu îndoieli, zbuciuni, insatisfacții.
pasiunea, entuziasmul tinereții, munca atentă de specialitate, perseverența, au condus însă la îndeplinirea unei datorii de credință, înființarea celor două instituții de cultură care s-au născut și au crescut alături de noi, considerate astăzi adevărate monumente de cultură, de instruire și educație. Odată cu încetarea activității profesionale, despărțirea de ele nu a fost deloc ușoară, dar avem bucuria și satisfacția că personalul celor două colective de la muzee continuă cu succes munca noastră, oameni competenți, receptivi la valorile autentice românești, care organizează activități prin a căror diversitate, semnificație și importanță atrag atenția unui numeros public, direct, interesat de tradițiile istorice și artistice, cu rădăcini adânci din această parte a țării. De aici, departe de țară, cu dor de casă, de prieteni, de oameni care au înțeles intențiile noastre profesionale, transmitem un sincer și călduros la mulți ani sărbătoririi a 60 de ani de existență a Muzeului de Istorie și Muzeului de Artă, iar dumneavoastră sincere admirații, respect și prețuire. Familia Vasile și Mărdora Văsar. Vă mulțumesc! În ultima parte a activității de aici, de la vernisajul expoziției, doresc să fac un mic ghidaj, mai bine spus, o mică excursie prin expoziția temporară care am conceput-o. Ne-am gândit că, fiind vorba de un muzeu preponderent de arheologie, ar fi bine ca la 60 de ani să punctăm cele mai importante șantiere arheologice ale muzeului, de la paleolitici până la ev mediu târziu. Ele sunt foarte multe, peste 40, la care se adaugă și periegheze, supravegheri și așa mai departe. Tot ceea ce vedeți astăzi aici este îndeosebi munca doctorului Vasile Ursachi, la care am adăugat modestele noastre contribuții a generației mai tinere, care sperăm pe viitor să aducă măcar tot atâtea piese cât a putut aduce și doctorul Vasile Ursachi. În primii ani de muzeu, în 1957, era deja la 1 septembrie, erau foarte puține piese, amintea și domnul director, cu o valiză. Practic erau primele două depozite de celturi care erau pentru expoziție, dar doctorul Vasile Ursachi a încercat să adune cât mai multe obiecte și să fie acoperite toate epocile istorice, atât preistoria, cât și antichitatea, evul mediu și așa mai departe. La început au fost și multe donații. Vorbim aici de săpăturile care au avut loc la canalul de acumulare de la Micaz și acolo au fost donate piese de la Ceahlău, punctul scaune, poduri, podii și așa mai departe, dar și câteva săpături proprii la Buda și la Valea Ursului. Ulterior, după anul 58-59 spre 60, când domnul Ursachi a reușit să achiziționeze și primul aparat foto și care i-a permis de asemenea să facă și fotografii, motiv pentru care fotografiile noastre încep din acei ani, a reușit să continue săpăturile și să participe la unul din cele mai importante șantiere pentru acea vreme, era vorba de șantierul de la Moldoveni, Gabăra, unde au apărut atât morminte de incinerație, cât și de înhumație și pe parcurs, prin acea analiză a materialului arheologic, s-a putut renunța, practic, la teoria sarmată a mormintelor de înhumație prezente în acea perioadă la mormintele dacice, a dacilor libere. Șantierul de suflet al doctorului Vasile Ursachi a fost cel de la Brad, unde a săpat peste 45 de ani, Brad, Comuna Negrie, județul Bacău. Practic, după prima sală, unde avem preistoria, începem cu șantierul de la Brad, o cetate pe malul Siretului, cu pluristratificată, cu mai multe niveluri de locuire, din secolul 4 ante până în secolul 1 post. În paralel cu aceste săpături de la Brad, dumnealui a participat și la o altă mare cetate de pe malul Siretului, este vorba de Răcătău, unde împreună cu prietenul său, domnul Viorel Căpitanu, pe care o să-l vedeți multe din aceste fotografii, au condus lucrările de la Răcătău. De asemenea, tot împreună au lucrat și la cetatea
cetodacică de la Moinești, județul Bacău, unde avem de asemenea imagini. Județul Neamț abundă îndeosebi în așezări ale dacilor libere, așezările din secolele 2-3 post, motiv pentru care foarte multe din șantiere aduc astfel de dovezi, aduc la lumină mesajul acestor comunități de pe malul Moldovei, malul Siretului și așa mai departe. Motiv pentru care am ilustrat șantiere precum cel de la Tămășeni, de la Băleni, de la Gabăra, Roșiori și așa mai departe. Sunt foarte multe, Budnărești, multe, multe alte șantiere din secolele 2-3 post. Foarte important în această perioadă este șantierul de la Băleni, unde s-a descoperit cel mai mare cimitir din acea perioadă, 606 morminte, cel mai mare cimitir din Europa, pentru secolele 2-3 post. Și pentru care, de altfel, doctorul Vasile Ursache și împreună cu cercetătorul Ion Ioniță de la Institutul de Arheologie din Iași au luat premiul Academiei. Evident că expoziția noastră continuă în ordine cronologică cu secolul IV, cultura Sântana de Mureș, unde, din păcate, noi nu avem decât un șantier, cel de la Sărbăuani, unde doctorul Vasile Ursache a făcut săpături și a scos, de altfel, o monografie care a atras atenția specialiștilor din domeniu. Perioada de formare a poporului român și a limbii române, secolele 6-7-8, este ilustrată prin ceramica de pe șantierele de la Sărbăuani, Raiani, Roșiori și altele. De asemenea, foarte multe șantiere sunt și pentru perioada Evului Mediu. Aici, doctorul Vasile Ursache a fost ajutat de arheologul Domnița Hordilă, iar împreună au efectuat săpături la Ghereiești, la Sărbăuani, la Izvoare, la Traian, chiar și în Roman, în multe din locații, cum ar fi Școala 5, la Episcopia Romanului, unde s-au găsit cimitire pentru Evul Mediu, care ilustrează modul de înmormântare pentru acea perioadă, dar și faptul că bolile din perioada respectivă, ciuma, malaria, holera, au dus la multe morți infantile. Dorim să amintim și faptul că toate aceste săpături au fost făcute atât cu ajutorul arheologilor din acea perioadă, dar și cei de după, aminteam de generația tânără, de domnul Adrian Ciobanu, subsemnatul, de asemenea colegul Dan Spătariu, care am efectuat săpături atât în Roman, cât și în afara orașului. Ca urmare, una din aceste săpături, cea de la Roman, unde s-au descoperit la bibliotecă două ateliere, va face subiectul celei de-a doua părți a activității noastre, lansarea de carte cu cele două ateliere. De asemenea, menționam pentru săpăturile de Ev Mediu, la Sărbăuani, unul din cele mai mari cimitire medievale, din secolele 15-17, peste 1500 de morminte. Iată că în preajma Romanului, în Roma și în preajma Romanului, sunt foarte multe situri, atât din perioada neolitică, cât și până în Evul Mediu târziu, care ilustrează modul de conviețuie, modul de trai al comunităților din acea perioadă, fie cele locale, fie împreună cu enclavele care erau în diferite perioade. Vorbim aici de populațiile germanice sau de slavi veniți în secolele 6-7. Am încercat, practic, prin acest proiect expozițional să punctăm atât șantierele mai importante, dar și modul de lucru din cadrul acestor șantiere. O să observați în imagini cum se săpa în acea perioadă, modul în care se spăla ceramica, foarte interesant, și sunt fotografii al negru. În general am mers pe aceste imagini, întrucât mi se par mult mai sugestive decât cele color. De asemenea, am dorit să mulțumim prin această expoziție și prin aceste imagini celui care practic ne oferă o arhivă foto nouă Muzeului de Istorie Roman. Vorbim aici de doctorul Vasile Ursache, pe care îl aveți și în imagini, pe șantiere, fie la Budnărești, fie la Băleni, care cu mare drag ne-a oferit
toate aceste filme al negru, să ne ajute pe mai departe la expoziții și totodată la valorificarea șantierilor prin publicații. Doresc la final să mulțumesc nu doar doctorului Vasile Ursache, care a înființat muzeul, dar și tuturor celor care au lucrat timp de 60 de ani în acest muzeu și care au știut să-și facă meseria cât mai frumoasă și să realizeze expoziții care să atragă publicul romașcan, dar și cel din afara romană. Doresc să mulțumesc de asemenea invitațiilor noștri, să-i mulțumesc domnului primar pentru că și-a făcut timp să fie alături de noi la această sărbătoare, domnului director al Complexului Muzeal Județean Neamț și domnului director al Muzeului Brăilei. Să mulțumesc publicului care este alături de noi, dar și Consiliului Județean și celorlalte instituții care au fost alături de noi în realizarea acestui proiect și de asemenea să punctăm Muzeul de Istorie Roma la 60 de ani. Vă mulțumesc, vă invit să vedeți această expoziție temporară, după care vă invit să mergem în cealaltă sală, în Palatul Nevruzii, pentru lansarea de carte. Dacă ne-am scris toată lumea, vom trece la partea a doua a activității dedicată Muzeului de Istorie din Roman, în primii 60 de ani, și anume lansarea de carte a subsemnatului. Sunt cele două ateliere la care am lucrat din 2011 până în 2013 la biblioteca Biblioteca unui editor din Roma și care cu ajutorul noului director al Muzeului Brăilei a apărut sub această formă și căruia doresc să-i mulțumesc foarte mult. Iar în cele ce urmează am să dau dumneavoastră cuvântul. Eu doar am să mulțumesc la final celor care m-au ajutat pe parcursul acestor sărbători. Așadar, am să invit pe domnul director al Muzeului Brăilei Carolului, domnul doctor Ionel Câmbia, membru corespondent al Academiei Române, să ne spună câteva cuvinte legate de volumul pe care l-am să-l mulțumesc. Da, mulțumesc. Sigur, mă voi referi și la lucrare, la lucrarea colegului Dan Princeanu, care a dat pentru istoriografia românească la editura Istros a Muzeului Brăilei Carol I, una dintre cele mai prețioase cercetări arheologice în, să spunem, în situl unui oraș medieval, unui așezări medievale citadine, pentru secolele 15 și 17, cele două ateliere. Înainte de a spune însă câteva cuvinte despre cartea în sine, vreau să spun că avem de-a face în demersul acesta arheologic științific cu un istoric și un arheolog deja consacrat, un cercetător care, pe de o parte, merge pe urmele unor înaintași de mare vrednicie și trebuie să amintim din nou pe mentorul acestui loc și acestui lăcaș, acestui muzeu, care este profesorul Vasile Ursache. Iar pe de altă parte, mie cel puțin îmi amintește, pentru că și eu în anii 76-77 cu ceva întrerupe, dar și după aceea, am mers și am ucenicit cumva pe șantier arheologic în centrul Iașilor, la unul dintre mari arheologi medieviști pe care am avut, Nicolae Pușcașu, Nicu Pușcașu, care pentru mine atunci a fost și a însemnat, a rămas pentru mai târziu, o foarte mare lecție de arheologie. Pentru colegul Hânceanu, la fel,
Cred că metoda lui Nicu Bușcaciu, care aici-colo a reușit să publice, apoi mai târziu alții, ceva din cercetările arheologice, din păcate multe rămase nepublicate, a însemnat o direcție, iar în ceea ce privește, spuneam, lecția de acribie, de cercetare științifică adevărată și fără exagerări, fără a, știu eu, fără abateri de la ceea ce înseamnă documentul arheologic și apoi coroborarea cu cercetări similare și cu documentul, este iarăși un lucru care merită de la bun început subliniat. În ceea ce ne privește pentru editura noastră, și lucrul acesta doresc să-l explic ori de câte ori am să am posibilitatea în țară, de mă voi afla și în alte centre ale muzeelor noastre, ale muzeografiei românești, să spun că încercarea noastră de a realiza o editură științifică, o editură aplicată mai ales asupra fenomenului istoric și arheologic, a făcut posibilă, nu, pe de o parte, publicarea unor lucrări ale colegilor de la Muzeul Brăilei, Carol I de astăzi, și din trecut, precum și a altor cercetători din țară, începând cu 1995. Sunt obligat, mă simt obligat moralmente, să fac această paranteză în legătură cu editura și să explic ceea ce am spus de multe ori și întrebat în diferite ocazii, cum și de ce am obținut un sprijin financiar atât de important pentru editură în cadrul muzeului, repet, nu este nimic altceva decât o, se spune, un serviciu, nici măcar o secție, un serviciu al muzeului, tot aceea că am pornit din anii 90, de la un mare pariu, să spunem, cu profesorul Ioan Opriș, unul dintre mentorii muzeologiei noastre de astăzi, unii îl numesc chiar patriarhul muzeografiei românești de astăzi, care a împlinit și domnia sa o vârstă venerabilă, 75 de ani chiar în acest an. Regret că n-a putut fi format un colectiv cu care să-i dăm un volum omagial la această vârstă, dar revin și spun că am avut lungi discuții cu domnia sa în ceea ce privește capacitatea, posibilitatea muzeelor de a se implica în cercetarea științifică, arheologică și istorică. Este cunoscut faptul și, sigur, mă uit, e de ajuns să mă uit în sală și să văd colegi care, îndrăznesc să le spun colegi, cum este domnul Bârliba aici de față, de la Institutul de Arheologie din Iași, sau din alte centre de cercetare din țară, să spunem, Institutul Pârvan, din București, Institutul de la Cluj, care realizează cercetare istorică de ani de zile și care, fără doar și poate, au reprezentat pentru noi modelul de la care ne puteam inspira. Pe de altă parte, însă, cert e faptul că în muzeele noastre au existat oameni de calibru în ceea ce privește cercetarea științifică, arheologică, așa cum la Brăila sunt obligat să amintesc pe cei doi mentori ai noștri, ai celor de astăzi de la muzeu, cel puțin pe arheologie, pe profesorul Nicolae Harciuchi și Florian Anastasiu. De asemenea, să amintesc de faptul că în, de jur împrejur, nu, la Ploiești, în Muntenia, să rămânem unești, profesorul Vicus Dodorescu, la vremea respectivă, la fel, reprezenta unul dintre cei mai destoinici arheologi, pentru a nu mai vorbi de frații Gheorghe și Petre Diaconu de la Institutul de Arheologie din București, cu care într-o perioadă sau alta noi am lucrat. Într-o perioadă sau alta ne-au sprijinit în demersul nostru, privit de foarte multe ori cu condescendență de către marile institute, de către universități, poate atunci când universității în anii 60-70 aveau ceva de spus în materie de cercetare arheologică. Și astfel, prin legea muzeelor și apoi prin legea de care spuneam, prin organizarea muzeelor din România pe baza legii muzeelor, după 2000,
3 și în continuare cu modificările care s-au adus, am ținut totdeauna, chiar în momentul în care s-a lucrat la textul legii muzeilor, să avem în vedere că această activitate de cercetare științifică, arheologică, istorică, de arhivă, etc., este una fundamentală, este una cardinală pentru muzee. Dacă acest demers, spun, ar fi fost urmărit sus, la nivel central, în cadrul Ministerului Culturii, și indiferent cum s-a mai numit el, astăzi este și al identității naționale, dar nu la sugestia lor noștri, la sugestia altora a fost numit și al identității naționale, e bine, dacă acest lucru ar fi fost urmărit de sus, cu stăvință, mandat de mandat, indiferent cât de lung sau de scurt a fost acest mandat în timp pentru miniștrii culturii, cred că statutul muzeografilor, statutul cercetătorilor din muzeu ar fi fost mult mai bine definit, mult mai clar, mult mai explicit și mult mai bine, poate, remunerat, nu? De către cei care, în cadrul Consiliilor Județene sau primăriilor, cum este cazul aici, au, nu, în ceea ce privește muzeele, grija pentru cheltuielile care sunt necesare. Am câștigat, cred, acest pariu cu domnul Ioan Opriș în ceea ce privește cercetarea și editura și mai ales în momentul în care am crezut că nu este cazul, în cazul unei edituri de muzeu, să reîncălzim, cum se spune de foarte multe ori, cu expresie deloc academică, dar adevărată, să reîncălzim ciorba și să tot republicăm scurte cercetări, știu eu, studii mai lungi sau mai scurte, să le traducem și în alte limbi, una din direcțiile și una din coordonatele, unul din principiile editurii Istros este că niciun text în ceea ce privește istoria românilor, în direcție culturală sau în orice altă direcție, nu se publică doar într-o limbă străină. Engleză, franceză, germană, italiană, ce vreți dumneavoastră din Uniunea Europeană, ci și în limba română. Întâi de toate, muzeul este un muzeu în România, este un muzeu românesc, este un muzeu care prezintă istoria și, prin urmare, iată încă un principiu pe care am dorit să-l aduc aici, în acest cadru și să-l exprim, pentru a se înțelege că de multe ori am întâlnit texte care sunt doar în limba engleză, doar în germană, doar în franceză și așa mai departe. Cred că pentru noi, pentru știința istorică românească, nu este un câștig de plin. Este un câștig, dar nu e un câștig de plin. Deci dacă un text pentru istoriografia noastră nu se publică și în limba română, atunci el, pentru mine cel puțin, nu cred că își atinge 100% scopul. În ceea ce îl privește pe colegul George Dan Crâncean, nu vă așteptați să povestesc acum ceea ce în paginile acestei lucrări a putut cuprinde în urma unei cercetări cu, se spune de foarte multe ori între arheologi, cu foarte multă șansă de a descoperi două ateliere meșteșugărești în incinta, să spunem, vechiului oraș medieval roman și care să prezinte o asemenea bogăție extraordinară de material. Se știe de la înființarea Comisiei de Istoria Orașelor din România în 1992 s-a întâmplat lucrul acesta și în 1992 a avut prima sesiune la Sibiu, iar următoarea, 93, a fost la Brăila, pentru că Brăila sărba atunci 625 de ani de existență documentară. De atunci, de la înființarea acestei Comisii de Istoria a Orașelor, o altă a existat în ceea ce îi privește pe membrii comisiei și pe cei care mai sus, în cadrul Academiei, urmăreau această activitate și practic au dat girul ei, a existat un interes deosebit pentru cercetarea arheologică. Este
un lucru bine știut, că de la început Comisia a cuprins în rândul ei arheologi și arheologi medieviști de bază, între alții pe maestrul cercetărilor și profesorul meu la îndrumare la doctorat, domnul academician Victor Spinei de astăzi, pe alții dintre cei mai reputați arheologi din țară și specialiști, care cu timpul, fie datorită vârstei sau altor considerente, s-au retras, dar care au lăsat după aceea o serie întreagă de, să le spunem, urmași în ceea ce privește acest demers. Mi-am propus și mereu revin la să vorbesc despre acribia cu care colegul Dan Gânceanu vorbește și reconstituie cele două ateliere. Veți crede lucrul acesta dacă veți compara cu alte lucrări, că nu există în istoriografia noastră recentă, să spun, un caz asemănător. Mai spun că lucrarea, și poate cu aceasta trebuia să încep, este prefațată de chiar academicianul profesor Victor Spinei, care, așa cum se știe, este unul dintre reputații noștri arheologi și istorici. Un istoric care îmbină, așa cum o face și colegul George Dan Gânceanu, documentul cu documentul scris, să spunem, literatura istorică cu documentul arheologic. Documentul arheologic este pentru Dan Gânceanu un lucru extrem de important. Descoperirea lui, după aceea punerea lui în valoare de la fotografie, dimensiuni, desene și toate celelalte care formează, să spunem, atributul și munca în sine a arheologului, domnia sa le realizează cu cea mai mare, cu cea mai mare atenție, cu cea mai mare acribie, cu cea mai mare îndemânare, astfel încât a reușit să dea, repet, în ultima vreme, și eu sunt foarte bucuros că lucrarea apare doar la editura Istros, m-aș fi așteptat să, mă rog, pretindă lucrul acesta de a o realiza în coeditare cu Academia Română, cu editura Academiei, sigur, editura de vârf științific în țara noastră, dar acceptând să o predea editurii noastre, eu am fost foarte bucuros, mai ales că tot pe acest segment de istorie medievală mă situez și m-a preocupat lucruri asemănătoare pentru Brăila. Este știut că în oraș este foarte, foarte grea cercetarea și de câte ori mă gândesc la ceea ce a întreprins aici George Dan Gânceanu, mă gândesc la ce situații am avut și avem în Brăila și, bineînțeles, în multe alte orașe din țară, cu o vechime mai mare sau mai mică. Nu știu dacă pentru roman, mi se pare 1391, dacă nu mă înșel, este 1392 este data celui mai vechi mențiuni documentar. Da, pentru Brăila 1368 și la anul avem 650 de ani de atestare documentară și în același timp, da, sunt și cei 100 de ani de la Marea Unire. În ceea ce ne privește, și noi pregătim pentru a rămâne în dialog și a putea în felul acesta să avem și o altă privire, pentru că și aici și pe coperta 4 am ținut să pun precizarea și aprecierea domnului academician Victor Spinei în legătură cu lucrarea, pentru că numai după ce vom cerceta încă în acest stil, în această foarte frumoasă tradiție pe care a moștenit-o George Dan Gânceanu de la predecesor, orașul roman și alte, multe altele în țară, vom putea, într-adevăr, realiza un salt, un pas mai departe în ceea ce privește cunoașterea istoriei
orașelor noastre, în cazul de față, în Evul Mediu. De aceea am adus aminte de Comisia de Istoria Orașelor din România, pentru că unul din principiile și una din sublinierele făcute încă de la începutul activității sale, de către arhitectul din fruntea ei, membru corespondent al Academiei și domnia sa, domnul Paul Niedermayer, de la Institutul de Cercetări Socio-Umane de la Sibiu, a fost tocmai aceasta. Cercetarea arheologică în mediul, în siturile oreșenești de astăzi, este teribil de mult îngreunată din pricina atâtor și atâtor intervenții, de la războaie și lucrări de tot felul în cinta lor, până la multe alte intervenții care se întâmplă astăzi sub privirile noastre câteodată neputincioase. Eu nu am decât să îl felicit pe domnul coleg George Dan Venceanu pentru această extraordinară realizare de a pune în valoare și de a face cunoscut mediul științific din țară și nu numai, pentru că există și rezumate în limbă și așa mai în limbi străine, cum spuneam, această descoperire, aceste două descoperiri din vechiul roman, cu care, încă o dată, și muzeografic, muzeistic, romanul se îmbogățește și, de asemenea, se face și mai cunoscut prin această carte în țară și mai departe. Fericit! Mai cer un minut în găbință, dacă tot trebuie să spun. Pentru acest moment mi-am propus la roman astăzi să aduc și să-i aduc un omagiu ca de la arheolog la arheolog medievist, colegului Dan Venceanu, oferindu-i o medalie, cea mai proaspătă medalie bătută de Muzeul Brăilei Carol I și care este, culmea, o medalie cu bicentenarul nașterii lui Mihail Cocălnician. O să spuneți ce legătură are Brăila cu Mihail Cocălnician. Are între primăvara între toamna lui 1884 și primăvara lui 1885, Mihail Cocălnicianul, moldoveanul acesta de mare calibru, unul din constructorii, unul din arhitecții României moderne, a fost deputat de Brăila. Prin urmare, am îndrăznit să-i facem lui Mihail Cocălnicianul, deputat de Brăila, această medalie cu bicentenarul nașterii și, evident, să realizăm, să scriem pe revers, aici unde suntem emitenții, Muzeul Brăilei Carol I deasupra primăriei și a Consiliului Județean, măcar pe medalie, nu? Așa, lui Mihail Cocălnicianul, brăilerii recunoscători. Ce a făcut Cocălnicianul, veți întreba, în acest scurt interval de aproape 6-8 luni de zile, cât a fost deputat la Colegiul I în Parlamentul României de atunci. Vremea era extrem de tulbure și se petrecea această intrare în cameră a lui Cocălnicianu, după ce avusese loc reforma constituțională, schimbarea Constituției, după ce la cuțite Ion Cebrătianu se afla cu C.A. Rosetti, după ce au ținut în loc o serie întreagă de regrupări în politica Partidului Național Liberal însuși. Și în aceste condiții, vreau să vă spun, Mihail Cocălnicianu a introdus în Parlament atunci, în Camera Deputaților, un proiect de lege care dorea nici mai mult, nici mai puțin decât să readucă porturile Brăila și Galați. Eram foarte larg la inimă atunci cu Galații, care totdeauna au fost prietenul nostru, se știe, al Brăilei. Bine, atunci cu Galații s-a spus și Brăila și Galați să revină la regimul de sector. Nu mai era cu putință. În 1875 se știe că Partidul Conservator, care a plecat puțin după aceea, a încheiat Convenția Vamală cu Austria, cu Austro-Ungaria, cu Prusia și toate celelalte, pe principiul liberului schimb. Oricâtă vreme, principiul liberului schimb începuse să funcționeze puternic și acesta dusese la un comerț făcut și mai ales pe drumuri, pe cale ferată și pe căile uscatului și nu pe ape, comerțul pentru noi avea destul de mari pagube.
Cugălicianul s-a gândit că s-ar putea reveni la această, să spunem, veche situație moștenită de Galați și Brăila de la jumătatea, sfârșitul decenului 4 din secolul al XIX-lea, 1836-1839, când cele două orașe au avut, cele două orașe porturi au avut acest regim de Porto Franco, de orașe libere. Tot ce venea pe apă și pleca pe apă era scutit de impozite. Vă dați seama ce dever uriaș a existat la Brăila și Galați în această perspectivă. De aceea Cugălicianul s-a implicat în această situație și cu documente care sunt extraordinare astăzi pentru noi, a vedea care erau pagubile României atunci în condițiile în care trebuia să facă acest comerț cu Austro-Ungaria altfel decât pe apă, pe Dunăre, care ar putut lega aceste două țări cu căile de comerț. În orice caz, pentru noi, Cugălicianul rămâne o figură importantă și anul acesta bicentenarul, care a fost celebrat și la Academie, a inclus și cartea unui reputat istoric eșan, academician Alexandru Zup, care la editura Academiei și editura Istros a realizat un volum de studii Mihail Cugălicianul. Această medalie, deci, o ofer colegului Dan Pecean pentru asta și, evident, o recomand pentru muzeul din Roma. Mulțumesc domnului director, muzeului Brăilei Caragiului, pentru cuvintele laudative. Sperăm că acest volum, într-adevăr, să aducă mai multe informații legate de Târgul Romanului, un oraș important în Mediul Negru, un oraș care, pe lângă că a fost capitala Țării de Jos, a adus foarte multe contribuții economice, politice, dar și mai important faptul că nu a fost valorificată măsură. Avem foarte puține articole, foarte puține cărți dedicate anumitor porțiuni, segmente din orașul roman și sperăm și pe mai departe să și eu și colegii mei să ne aducem contribuția ca cei care trăiesc aici, cei care locuiesc aici, să aibă mai multe informații privind orașul roman. Mulțumesc foarte mult domnului director pentru apariția, pentru ajutorul la apariția acestui volum. Mulțumesc de asemenea domnului profesor universitar doctor Victor Spinei, mă scuzați. Membru al Academiei Române, vicepreședintele Academiei Române, de fapt, pentru prefațarea acestui volum și care ne-am dorit astăzi să fie alături de noi. Din păcate, programul foarte aglomerat al domniei sale nu i-a permis să fie aici, deși și-ar fi dorit, ne-a transmis acest lucru, pentru că de mult nu a mai fost la roman, îl așteptăm cu o altă ocazie. De asemenea, doresc să mulțumesc fostului primar al municipiului roman, domnul profesor Dan Oreanu, pentru ajutorul acordat, prilejul săpăturilor de la bibliotecă, dar și domnului director, care de la Biblioteca Municipală George Radu Meridon, care ne-a sprijinit atât cu oameni în desfășurarea săpăturilor și care îmi amintesc că la final de anul 2011 ne-a anunțat de câteva obiecte apărute pe lângă bibliotecă. Ajungând acolo, mi-am dat seama că sunt piese medievale importante, iar în anii următori, 2012-2013, cu prilejul proiectului de consolidare, de reabilitare a bibliotecii, pe care majoritatea dintre dumneavoastră o cunosc și știu că este un moment de clădire de patrimoniu și care, în urma acestui proiect, a rezultat clădire extraordinar de frumoasă pentru romașcani, și care, cu prilejul săpăturilor din 2012-2013, mi-a oferit ocazia de a scăpa în Târgul Romanului și de a scoate acest volum. De asemenea, doresc să mulțumesc și domnului doctor Vasile Ursachi, care m-a vizitat în desele pe acel șantier, colegilor mei, pentru că de cele mai multe ori săpătura nu a putut fi făcută decât cu ajutorul colegilor de la muzeu și vorbesc aici de echipa condusă de
Dan Spătarinu, care m-a ajutat în dese rânduri să scoatem la lumină cele două ateliere. Probabil sunt foarte mulți cărora ar trebui să le mulțumesc și fără de care nu aș fi reușit să ajung la acest proiect, dacă am uitat pe cineva să fiu scuzat. De asemenea, volumul are două contribuții interdisciplinare, vorbesc aici de analiza pe metal făcută de doctorul Otilia Mircea din cadrul laboratorului nostru, căreia îi mulțumesc, și de asemenea analiza numismatică, dacă am putea să spunem așa, realizată de colegul de la Institutul de Arheologie din Iași, doctorul Lucian Munteanu, care credem că a adus completări acestui volum. Cred că principalul rol al acestui volum este acela că, dacă din trecut știam din documente că aici aveam meșteri, știam unde locuiau, știam că prestau meserii, nu știam unde ei lucrau. De multe ori, la Suceava, la Iași, la Vaslui, s-a întâmplat ca aceste ateliere meșteșugărești să fie în afara orașului, pentru că majoritatea, multor dintre meșterile era teamă de incendiu. Exact. Exact. Și atunci, iată, pentru noi este o noutate că atelierele erau în centrul orașului, nu la marginea orașului. O noutate pentru noi. Și de altfel și-au asumat acest risc, pentru că atelierul de secolul XV, bănuim că ars, odată cu momentul incendierii romanului, de către Matei Corvin, iar atelierul de secolul XVII, credem că ars accidental, pentru că majoritatea obiectelor au fost găsite în interior. Dacă atelierul de secolul XVII, meșterul lucra mai mult piese comune, piese pentru comunitatea romașcană, atelierul de secolul XV credem că avea și o clientelă bogată. Clientelă, poate chiar boierii de la cetatea Mușatină, pentru că avem plăsele din corn, avem un fragment de sabie, avem catarame, 25 de catarame, probabil era specializat în catarame, dar și piese de podoabă, de vestimentație, toate care și minări sigilare. Deci nu toată lumea își permitea aceste piese în secolul al XV-lea. Iar unicatul, să spunem așa, al acestui volum este archebuza, singura archebuză, singura armă de secolul XVII descoperită până în momentul de față în Moldova. Iată, am avut ocazia să o găsim la Roman. Mulțumesc încă o dată tuturor celor care m-au ajutat la apariția acestui volum. Vă mulțumesc dumneavoastră că ne-ați oferit atenția de a fi alături de noi astăzi și de a sărbători cei 60 de ani ai Muzeului de Istorie Roman, căruia îi dorim la mulți ani și cât mai mulți ani primiți și activitate bogată. Mulțumim încă o dată!